Lacrimi și durere fără margini în localitatea Pușcași din județul Iași. Femeia împușcată de fostul concubin italian a ajuns acasă într-un sicriu alb și bărbatul și-a găsit sfârșitul după ce a decis să își pună capăt zilelor în ciuda intervenției disperate a medicilor. Convoiul funerar, format din mai multe mașini, a ajuns în localitatea Pușcaș în prima zi de Crăciun. Spre seară și a făcut în conjurul satului. Numeroși oameni au ieșit la porți, iar alții au așteptat-o cu flori și lumânări acasă la părinții femeii. Dana, așa cum îi spuneau prietenii și familia, a fost adusă într-un sicriu alb. A ajuns acasă așteptată de familie și apropiați care i-au strigat numele îndurerați. De la înmormântare a lipsit mama Danei, cea care a făcut un infarct sever în ziua când s-a întâmplat crima ce i-a răpit copila. Mama este internată la clinica de cardiochirurgie din Iași. Ea și-a dorit din tot sufletul să se întoarcă acasă ca să-și conducă fica pe ultimul drum, însă medicii cardiologi nu și-au dat acceptul. Cetățeanul italian care a împușcat-o pe Loredana Ioniță, fosta lui soție în plină stradă cu mai multe focuri de armă, a murit și el la spitalul din Drobeta, Turnu Severin. Bărbatul era în stare gravă, deoarece după ce a împușcat-o pe femeie, a încercat să se sinucidă și s-a împușcat în abdomen. Medicii l-au operat 6 ore, dar starea lui era foarte gravă și ulterior a decedat. Povestea cu sfârșit tragic a început în urmă cu 5 ani în Italia, unde Claudio și Loredana s-au cunoscut, iar la scurt timp s-au și căsătorit. A urmat o perioadă în care relația părea să funcționeze, iar cei doi postau mesaje și fotografii din insule exotice. Însă bărbatul avea crize de gelozie care au și dus la despărțire. Loredana s-a întors în România, unde a încercat să-și refacă viața. Românca era acum cu un alt bărbat și chiar și-au deschis împreună o mică afacere, o firmă de pompe funebre. Italianul a venit după ea și a ucis-o cu sânge rece chiar în fața magazinului de pompe funebre. A tras un glonț. Cred că două. Și a căzut, a împușcat-o în magazin. Înțelegeți? Da. De acolo de unde a fugit. Și ea cred că aici n-a mai putut și a căzut. Săraca. Trași aici. Ea fugea spre casă. Nu, ea se bage aici în scară, zibitule. Înțelegeți? Ea și-a dat seama că nu mai e nicio scăpare. Ăsta a fost urbat, el mai împușcă el ca să fie sigur că îl muri. Apa a tras de mai multe ori? Odată a tras. Așa. Atât a văzut Maia. Atât am văzut. Când am ieșit afară, când am întâlnit alertă toată lumea, că e o femeie asta de la coroane, că e... Doamne, am rămas așa. De cum nu mi-am șocat? Poate, uite, vorba știa, ziceam ceva... Ce este mai tragic este că la crimă au asistat și cei 3 copii ai Loredanei, din care 2 chiar din relația pe care a avut-o cu criminalul.